Avem aici un trandafir plantat în această vară și îl vom tăia și pe el îl vom pregăti pentru iarnă. Începem tăierea. Eliminăm de jos acest lăstar. Definitiv. Aici avem trei brațe, dar nu le vom lăsa așa, pentru că mugurirea puternică se va produce de la vârf, așa cum deja se observă. Mugurii cei mai favorizați la dezvoltare sunt cei din vârf, așa că vom tăia de la 1, 2, 3, 4 muguri. 1, 2, 3, mai scurt, iar pe acesta îl vom lăsa mai lung, pentru a se cățăra pe suportul pe care l-am format. Aici vom tăia tot la 3 muguri, iar brațul acesta tot la fel, pentru a favoriza cățărarea, îl vom tăia la 4-5 muguri. În felul acesta arată acum trandafirul după ce l-am tăiat. Aici avem un trandafir de 2 ani și trebuie să-l tăiem și pe acesta. Pe acesta nu-l voi ridica foarte mult, îl voi forma sub formă de tufă, așa că mergem și căutăm 3-4 muguri și îl tăiem. Și avem aici pe acest vlăstar puternic 1, 2, 3, 4. Deasupra lui, la 2 cm, l-am tăiat. Pentru că brațul acesta este îmbătrânit, în mod normal ar trebui să-l tai, dar văd că are creșteri bune și așa că îl vom reteza. El are aici un lăstar și aici încă unul și aici încă unul. Îl vom tăia de aici. Brațul acesta lacom, îl tăiem și pe el la aceeași înălțime cu celălalt. Așa arată acum, după tăiere, și acest trandafir. În felul acesta favorizăm garnisirea cu noi lăstari de creștere în primăvară. Pentru că dacă îl lăsăm netăiat, el se va garnisi cu lăstari așa cum se vede pe acesta, doar în partea superioară. Pentru că așa este planta genetic programată să hrănească cel mai bine mugurii din vârf, pentru a-i asigura creșterea. Bun, pe acesta îl putem transforma, ca să nu-l aruncăm, în butaș. Și tăiem din el doi butași din partea de tulpină lemnificată. Pe aceștia îi vom fige direct în pământ și vom avea din nou doi puieți de trandafiri. Tăierea de toamnă este o operațiune simplă, dar necesară. Pentru că dacă tăiem în primăvară, întârziem formarea coroanei și favorizăm dezvoltarea mugurilor din vârf. Uitați cum se vede și în acest caz, mugurii din vârf deja încep să intre în vegetație. Vremea caldă și umedă a favorizat acest lucru.